Acum 2 zile, cercetătorii s-au întors de la uzina metalurgică din Râbnița, unde a avut loc incidentul. Spun că, deși nu aveau motive de îngrijorare, aceștia au decis să examineze mediul local pentru a se asigura că nu prezinte pericol și nu conține contaminări radioactive. Măsurătoarele care au fost efectuate alaltă ieri au demonstrat că nu prezintă niciun pericol. Chiar și să admitem că dacă s-a produs ceva, caracterul acestui incident ar fi, sau dacă a fost, unul local care nu prezintă pericol pentru populație. Anterior, angajații agenției au analizat și mușchii din zonă pentru a stabili ce tip de substanțe chimice au fost aruncate în aer. Potrivit lor, anume această plantă absorbe cel mai bine componentele radioactive din mediu. În cazul dat vedem prezența ceziului 137 într-o concentrație sau într-o activitate radiologică foarte, foarte joasă. Vedeți că deci picul caracteristic ceziul 37 nici nu poate fi regăsit în comparație cu alte picuri a unor radionuclizi naturali care sunt pretutindeni, chiar și noi. Mai mult, deocamdată nimeni din agenție nu poate afirma cu certitudine dacă incidentul din Râbnița a avut loc. Din spusele lor, administrația uzinei ar fi refuzat să discute cu ei. Chiar dacă a nimerit o sursă neînsemnată împreună cu metalul uzat în cuptor unde a fost topită, deci aruncări a radiațiilor în afara sobei sau cuptorului nu s-au făcut. Deci dacă a fost ceva, s-a depus în filtrele de care se află la ieșirea gazelor în aer. Cercetătorii au analizat solul și aerul din capitală la serviciul hidrometeorologic cu aparate specializate. Deci face acum o monitorizare la zona de control. Deci depthul dozei ambientale este 10 microrenteni sau 0,1 microzivert oră. Este un debit normal. Este o radiație destul de normală. Deci dacă radiația întrece 20 de microrenteni, deja este o situație mai periculoasă. Cea mai mare radiație în luna martie noi am avut pe data de 3. Da, pe data de 3 martie, la ora 7 dimineața, am avut 18 microrenteni. Incidentul de la uzina metalurgică din regiunea Transnistreană, orașul Râbnița, a avut loc la sfârșitul lunii februarie, ziua exactă fiind necunoscută. Potrivit informațiilor parvenite atunci de la un angajat anonim, cuptorul uzinei a fost oprit din cauza arderii unor metale radioactive în interior. Peste o săptămână, autoritățile de la Chișinău au confirmat existența incidentului, însă fără a preciza cauza producerii acestuia sau alte detalii. În total, pentru monitorizarea radioactivității mediului pe teritoriul Republicii Moldova se află 5 stații automate și 12 manuale.